Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, orarul autobuzelor și troleibuzelor va fi modificat. Acestea vor circula după programul unei zile libere, potrivit graficelor valabile în zilele de duminică. Facem însă mențiunea că pe liniile care sunt folosite de obicei de clienții noștri în zile libere, respectiv 20, 60, 17 barat, suntem pregătiți să suplimentăm semnificativ capacitatea de transport. De asemenea, urmărim și gradul de încărcare al altor linii și în măsura în care vom constata că există cerere, vom suplimenta și pe acele linii numărul de autobuze. Vineri, 25 ianuarie 2019, reprezentanții Regiei de Transport în Comun vor oferi în mod gratuit 5 invitații duble la spectacolul de balet ce va avea loc sâmbătă, 26 ianuarie 2019, de la orele 18:30 la Opera Brașov. Cele 5 invitații pentru câte 2 persoane la spectacolul Copelia vor fi oferite primelor 5 persoane care vineri, în intervalul orar 7:13, vor achiziționa un abonament lunar sau anual de transport în comun de la punctul de vânzare situat în stația Gemeni.